Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când e nervos, îi scapă diverse formulări, neobișnuite, gen cine face bine lumea te vede. Alea. Da, e chiar frumoasă. Viața e frumoasă, dar merită trăită. Da. Deci astea sunt foarte simpatice. Dar ieri a spus una care, băi, are un sens filosofic foarte profund. S-a corectat imediat. Aș vrea să discutăm un pic despre semnificația acestei scăpări, care mi se pare, încă o dată, care are foarte multe profunzimi. Dă un play, te rog. Play, maestre. Farul trebuie să găsească soluții întotdeauna. Din păcate. Ce plădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Deci, ce clădim, ce am clădit ieri, a căzut alalt ieri. Înțelegeți? Asta a spus el, s-a corectat imediat, că evident e construim ieri, se dărâmă azi, asta este formularea. Dar nu vi se pare că sensul aici este că dacă nu construiești pe baze corecte ceva, atunci degeaba mai construiești, că practic e deja dărâmat încă dinainte de a te fi apucat să construiești, ce clădim ieri s-a dărâmat alaltăieri. Păi dacă meșterul Manole reclădea, ce se va fi dărâmat? Adică, înțelegi ce spune el, tot clădea, se dărâma și iar clădea. Și asta deci... e sensul legendei, sensul strict al legendei. Da. Ce am construit s-a dărâmat. Dar vreau să spun că e corect și înainte și după. Cum? Păi da, s-a dărâmat și iar a clădit Manole și temelia era în ordine, nu era nimic greșit acolo. Asta la meșterul Manole. Cu bunuțul. Asta e la meșterul Manole. Da. Ce spune Gică, cred că este valabil pentru o mulțime de lucruri care se fac în țara asta și nu merg. Adică descoperim că noi clădim ieri ceva, ne-am apucat să facem treabă, dar deja era dărâmat de alaltă ieri, de când ne-am apucat noi să începem situația. Pentru că bazele de la care am pornit au fost greșite. Da. O filozofie care se poate aplica în foarte multe domenii. Începând, dar nu aș vrea să intru în detalii din punctul ăsta de vedere. Ce zaf? Da, încercam, nu eram... Eu încerc să înțeleg ce spuneți. La rapid, uite, ei asta au... e filozof, da, de meserie. Eu ai studiat. Altfel, dar nu poți să exprim. Nu poți să te exprimi, asta e, da. Ești filozof inginer, de fapt. El e filozof, el e filozof inginer. Da. Știi că despre inginer se spune că au o privire inteligentă. Dar filozoful el... de la Politehnică. Da, el chiar a făcut Politehnică și filozofie. Un pic de filozofie și un pic de Politehnică. Da, da. Cât un pic din fiecare, cât să... Deci, practic, asta e. El ar avea filozofia. Dar lipsește și... tehnica. Dar are și energie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.